și Torres au revenit după suspendări. Evident, un meci pe care Timișoara trebuie să-l abordeze la victorie. Timișoara, șutul lui Bordeanu, gol! Gol Botoșan, ce gol frumos marchează Bordeanu. Spuneam că începe mai bine această partidă FC Botoșan și iată, se vede acest lucru și pe tabela de marcaj. Este abia minutul 9. Pasa lui Filop este respinsă de Cânu. Șutează apoi excelent cu piciorul stâng Bordeanu. La Timișoara, Bărbuț se uită pentru o centrare, întoarce bine Nimeli, prea Nimeli, minge respinsă, Doman, gol ACS Poli Timișoara. Ce meci frumos avem pe Bega. Iată bucuria lui Doman. Spuneam, prima dată titular în acest campionat, primul gol pentru el. Fază bună cu Bărbuț. Trece foarte ușor de Ichim, centrează în spate, preia Nimeli. Șut, minge respinsă de Iliev, dar balonul ajunge la Cătălin Doman, care trimite balonul în plasă. A fost periculoasă până acum ACS Poli, n-a avut posesie, n-a avut nici curaj, nu prea a avut nimic pozitiv în joc, dar un șut al lui Fiulo, gol! Senzațională execuția lui Fiulo, din nou în avantaj FC Botoșani. Pare hotărâtă să marcheze goluri senzaționale astăzi pe Bega FC Botoșan. Vedem și dedicația lui Fiulo. Milan scrie acolo, cred că este fiul său, copilul lui Fiulo. Iată șutul de la distanță, catapultează balonul în plasă. Este o pasă a lui Kim, nu foarte bună. Acolo cred că era Bărbuț care reușise o intercepție. E la FC Botoșan, Dimitrov, împinat de Dan Popescu, Ivanovic, cu o centrare bună și e gol! Cabrera se desprinde pe tabelă FC Botoșan, 3-1, fără cusur această centrare a lui Petre Ivanovic. Era complicat pentru Cabrera să rateze din acea poziție. Schimbă prefixul Cabrera. Golul 10. Bravo! Nimic de făcut pentru 5 puncte în spatele lui FC Voluntari. Să vedem decizia lui Tudor Galben. Faultat Vajvari. Se duce la rupere, cum se spune. N-au fost durități până acum. Aproape că plânge de durere Gabi Vajvari. Jenkins își pierde cumpătul. Da, e roșu. Revine asupra deciziei. Probabil a văzut Tudor urmele atacului. Firul ierbii Ivanovic și face un semn Leviciu. Șut puternic, transversală, senzațional! E un concurs cu siguranță. Încă un șut, încă o bară uluitor. Jenkins. Mai întâi Ivanovic, șutul său în transversal, evident nu este gol. Mingea nu depășește linia. Respinge cu capul pe spate Melinte. Este încă o execuție în stâlpul porții, acum nu în transversală. Echipa care are cu adevărat parte de susținerea orașului. Ivanovic poate înscrie gol! Gol marcat de Petre Ivanovic, timișoranul Ivanovic. În
înfige și el un pumnal. Meciul, aș spune că e gata totuși, 4-1 pentru Botoșani, care are superioritate numerică. Cabrera îi pasează lui Fiulop și el oferă asistul. Am spus la un moment dat, cred că atunci când scorul era 1-1, că anticipez un meci cu multe goluri. Care o execută Robert Eleg, mă rog, e o degajare, aceasta nu e un șut. Iliev îl cam ceartă pe Îngadeu, iată semnele lui Eleg. Se ceartă cu spectatorii și se termină aici partida, se termină aici agonia Timișoarei.